Astăzi v-am invitat la un eveniment cu totul special pentru noi și pentru instituția noastră și sperăm că și pentru dumneavoastră. Este un eveniment pe care ni-l oferă cu multă generozitate și dăruire doamna Paula Romanescu. Este scriitoare, traducătoare, este distinsă cu foarte multe premii, distincții, printre care și Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler acordat de președintele României. Vă dați seama ce personalitate cu totul excepțional avem alături de noi și să o primim așa cum trebuie. Mulțumim! Da, de președinție de instituție, așa este. Doamna Paula Romanescu are domiciliul în București, dar este legată de județul Argeș pentru că s-a născut într-o comună argeșană, Țuțulești. Și cea mai frumoasă. Și-a desăvârșit studiile, a urmat, bineînțeles, facultatea de filologie, are tot felul de specializări, are tot felul de volume publicate și de specialitate și traduceri. Iată că acum vine să ne împărtășească din prea plinul cunoștințelor domniei sale și are o dicție deosebită, astfel încât va pune în scenă o lectură, spectacol, cu totul excepțională și în mod sigur vom pleca cu toții cu amintiri frumoase de aici sau măcar cu idei bune. Se numește generic Adu-mi aminte să te uit. Vă propun să o urmărim cu multă atenție pe draga noastră doamnă Paula Romanescu. Mulțumiri! Mulțumiri, doamna Paula! Am fost cândva o cetină amândoi și amândoi un singur conifer. Ne-au smuls vântoase vânturi, crunte, ploi, azi alte crengi cresc dincolo de noi, doar rădăcinile au rămas în cer. Și prinși în miezul aceleiași făpturi, oscoi că am fost pe un ocean amar. Un val ne-a spart în colții stâncii duri, dar lacrima strivită în spărturi ne-a reunit într-un mărgăritar. Când am florit din nou caisul și liliacul a crescut până în tării, să-mi toarne visul în care dorul m-a durut. Adu-mi aminte să te uit. Adu-mi aminte să te uit că de o vreme uit de toate. Crește tăcere în cuvinte, nu mai știu cine ne desparte, să te uit. Nu mi-aduc aminte. Și vom călători odată pe unde n-am mai fost nici când. Cu frunza plopilor ciudată, alunecând, va mai rămâne în urma noastră doar tremurarea unui gând. Cu frunza plopilor albastră, alunecând, de va mai fi vreo amintire, va trece și ea vrând nevrând, cu frunza plopilor subțire, alunecând, și vei simți înfiorată cum trece al lumii foșnet blând cu frunza plopilor, culcată alunecând. Pari încă tânăr, chiar și peste tine timpul va trece. Nu te ia în seamă. Și o să-ți vină rândul, nu ai teamă, pe aceste mândre plaiuri carpatine, ceva te mai reține și te cheamă. Dar semne cum că totuși iarna vine, din când în când se arată și e bine să fii și tu cu cei plecați de-o seamă. Aceste gânduri să-și păstreze nimbul. Poate le dai și altora în schimbul unor trecute oare de iubire și ai să înțelegi că și iubirea trece.
ca firul ierbii de sub bruma rece și căi ca firul ierbii de sub țire. Firul de iarbă mi-a șoptit că nu-i cărare la îndemâna oricui drumul spre stele. Firul de iarbă mi-a șoptit că e loc pe pământ chiar pentru dragoste, cât ești sub stele. Firul de iarbă mi-a șoptit, voi fi martor fidel spre a mărturisi că din iubirea ta vor răsări sub ceruri stele. Să nu-mi spui că mutat în stea ești mai aproape de pământ. Eu printre crinii înstelați n-aș vrea să fiu altunde decât sunt. Cu lacrimile am un pact. Ele să curgă, eu să sec. Și de pe un mal spre celălalt curgere pulbere să trec, să nu m-aș tepți cât sunt pe drum. La capăt însă negreșit. De-ntârzi este ca și cum n-aș ști de acel finit în infinit. Când voi ajunge, totuși, însetați unul de altul, vom incendia cu dorul nostru lumile de stea și-o-n pogoră printre spini înstelați. Dar de nu vei fi cu mine, suflarea-mi să te strângă. Învăț eternitatea cu hohote să plângă. Adorm cu un zâmbet lacrima sub pleoapă. Cu fiecare pas plec mai puțin spre un ținut știut din care vin. Cu jar fântâna timpului mă adapă. Mă sting de stele în cupa unui crin cu gura pe zăvoarele de apă. Lumina din zăpezi în fruct să încapă rotește bolta în tija unui spin. Lumina mea, doar un liman de noapte cu greier până la țipătul de liniști. Mă ajung luciri din calde stele moarte tu, în liman de liniște, te-nliniști. Să te adun din toată risipirea, în golul plin, reinventez iubirea. Tremura în nerăbdare frunzele plopului ce te-au văzut trecând sub cer până mai ieri, venind dinspre niciunde, plecând spre nicăieri. Unde e? Mă întreabă. Eu cu o tăcere. Nu-i. Și iarba pârjolită de focul fostei veri se frânge în cumpănire sub jarul soarelui. N-a mai trecut prin câmpul înfloririlor din tâi omul acela straniu. Unde-i? Tu știi? Să-i spui că l-așteptăm să fie între noi fir de iarbă, când regatul nostru etern va înflori. Frunza de plop. De mine cumva, dacă întreabă, să-i spui... nu-i mai spune. Că-i dintre noi, va ști. Vântul din zări mi-aduce neîndurătoare vești, cum că eu nu-s niciunde. Tu, pretutindeni, ești.
În povestea copacilor goi, scârțâind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi, este vorba de foc și cenușă. Astăvară a fost numai foc și au fost stele și nopți fără stele. Azi, în toamna șederii pe loc, cade ultima frunză spre ele. Spune-mi, pădure, cu frunza rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi, pădure, cu frunza rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Doi copaci fără frunze pe drum, după cum îi văzuse în altul, doi copaci sub sărutul de scrum, sprijinindu-se unul de altul. În zadar înspre tine întind niște crengi ce-mi fuseseră brațe, alte uși se aud scârțâind, de tomnate cu-l vânt să se agațe. Spune-mi, pădure, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. O, lumea asta, teatru de amară rătăcire, e plină de atâția nefericiți eroi care vorbesc într-una doar despre fericire, fără a o ajunge. Dar noi, iubire, noi ne vom lăsa iubirea într-o zi, într-o poveste simplă, fără de început, și nimeni nu va ști că într-un demult era să-i fim tăcerii poezie. Acum am putea să fim chiar și puțin triști, zicea Marin Sorescu. Doar ne despărțim pentru ultima oară. Copaci, vă așteaptă pădurile. Duceți-vă! Ape, vă așteaptă câmpiile. Duceți-vă! Duceți-vă și voi, prea iubitoare și prea frumoase Ane. Și iertați-mă că nu v-am mai zidit de vii. Am avut mai multă încredere în statornicia cărămizilor. Și uite așa, lucruri și ceasuri, și trepte, și scări, și tu, soare,
Și voi, scări pe care am urcat, netemându-mă deloc de înălțime, voi o să vă retrageți pe rând, lăsându-mă să mă prăvălesc singur de pe propria mea construcție, așa spune legenda. Așa încât plecați repede. Până când mă fac eu că mă uit în altă parte. Pe mine mă iubeau toate femeile. Nu e vorba de corectitudine politică, este vorba de versurile lui Grigore Vieru. Pe mine mă iubeau toate femeile. Și Ana, și Maria, și Elena, și Alexandra, și Violeta. Și într-o zi m-am gândit că n-ar fi rău să fac și eu o catedrală care să dureze veșnic. Și atunci le-am chemat la mine pe toate. Și pe Ana, și pe Maria, și pe Violeta, pe tine cum te cheamă? Și pe Georgiana. Dar dintre toate femeile care mă iubeau, dintre toate femeile care mă iubeau, n-a venit decât una. M-ai chemat, fiule, să nu rămânem doar în registrul acesta al toamnei. Al toamnei, pentru că, dar o să-ți vină rândul, nu ai teamă, să fii și tu cu cei plecați de-o seamă și veți fi văzut, veți fi simțit probabil că este vorba de un omagiu pe care îl aduc unui om care mi-a întregit existența și a făcut din, așa cum spunea Platon, că Dumnezeu când l-a creat pe om, de ce pământul e rotund? Pentru că perfecțiunea e rotundă și Dumnezeu nu putea să facă altceva decât un rotund. Când l-a creat pe om, i-a creat întâi căpșorul și atât, putea să se rezume, să lase doar asta. Dar nu, a făcut și restul. Și când a văzut ce îi face creatura lui, l-a chemat înapoi, l-a sectirit dumnezeiește și l-a tăiat în două, după care l-a aruncat în univers și a spus: hai, acum caută-ți partea întregitoare și refă-ți rotundul, refă-ți perfecțiunea în care cu care te-am gândit eu să existi. Tocmai de aceea oamenii sunt condamnați să caute tot timpul în viața lor, în răgazul acesta care e jumătatea aceea ca să refacă perfecțiunea. Uneori, rare ori, o găsesc. De cele mai multe ori sunt într-o permanentă căutare. Eu nu mai știu iubirea de ieri ce nume poartă. Și printre neiubirea de azi trec ca și cum mereu răstălmăcită refac același drum, deși îmi pare nefirească absența ta din poartă. Dar iată că o umbră spre mine vine acum, cercând să mă îmbie cu o liniște înaltă. Nu căuta înțelesuri în tabla de legi spartă. Alegeți cale altă. Nu sunt floriri sub scrum. Ce să aleg? Și în care iubire să mă dărui fluture te-ntuneric cu aripe de brume, când în clepsidra vremii de pulbere mă nărui, adăugând tăcerii un țipăt de nisip, când chipul meu oglindă-i iubirii
fără chip. Sunt obosit și întihnit, voi să mor decât să-l văd slăvit pe ticălos. Pe vrednicul de cinste osândit să-l văd tăgăduit, pe credincios și pe femei batjocorite, crunt și artele sub pintenul de spot, pe cel viteaz răpus de cel mărunt. Să văd prostia doctor la deștepți și adevărul vorbă de netot și strâmbul poruncindu-le la drepți. Mă uit scârbit la tot și bun rămas. Dar dacă plec, iubirea-mi, cui o las? Shakespeare. Nu mă întreba nimic în ziua asta, nici cât e ceasul, nici ce gânduri am. Mai bine lasă-mă să închid fereastra, să nu văd frunzele cum cad din ram. Fă focul și preumblă-te prin casă fără să spui nimic, niciun cuvânt. Vreau să mă simt aici ca acasă, să nu văd frunzele cum zboară în vânt. Ferește-mă în preajma ta de vasta, urgia toamnei care bântuie, și nu mă întreba în ziua asta de ce mă înspăimântă frunzele. Oh, frunzele. La Zuzulești stau prunii în catalige, căs grei de rod cu promisiuni de țuică. Doar asistații pe la crâjmă pică, greu însetați. Și unde mai pui că nebunul satului prinde să strige, că luna pune-n cer de mămălige pentru înfometații de iubiri. Iar Truică, fost șef de atelaj, și-aduce aminte de cai lui frumoși, făcuți salamuri de noi privatizații la plăcinte, el rămânând cu niște biete hamuri. Ei, de n-ar fi dat la fiare vechi zăbala lângă cazan azi, cum iar crește fala. Asta este un chip al satului meu pe care l-am văzut eu în ultima vreme. Auzind că fiul are un post de vază, că a ajuns și spravnic pe o pășune mare, tatăl bou își puse coada pe spinare și pe aciție drumul. A plecat să-l vază. Țanțoș și mai mândru boul, ca oricând, pe oricine în cale îl oprea spunând: merg chiar la ispravnic și am un fiu și eu și a ajuns ispravnic pe cuvântul meu. Dar cum ajung la dânsul? Ei, țău-i la dreapta, țău. Și uite așa, spre seară a ajuns la fiu. L-a văzut din zare și a fugit spre el. Dragul meu, îi spuse, scumpul meu vițel, și dădu să-l pupe cu lacrimi în gene. Fiul bău îi spuse: lasă, fără scene. Păi stoi să te văd bine. Ei, vrei să stau tablou? Te-ai făcut mare. Ei, da, sunt și eu bău. Oh, ce bine îmi pare! Verzi de 40 să te văd bătut am. Bine, bine, și când pleci? Ui, unchi toți, mătușa, bă, și ăla bătrân, toți te felicită, știu, toți vor fân.
Văd că ai de toate. Câte clăi! 80. Paie. Unde ies lea? Când ziceai că pleci? Oi, plecai, un s-a obosit. Acum vezi, vin de departe, după atâta drum. De ce e, tată? Eu am multă treabă. N-ai nimerit bine, vine altă dată. Păi e să vin la anul? Ei, ce atâta grabă? Auzind acestea cu mâhnire mare, tatăl Băuș puse coada pe spinare, a oftat odată sufletul să iasă și călcând ca-n străchin s-a întors acasă. Ce-ți făcea feciorul? L-a întrebat brăzdar. S-a făcut bou mare? S-a făcut măgar. Tot Marin Sorescu cu fabule răstălmăcite. Și am încercat și eu una, nu știu ce a ieșit, să vedem acum. Vulpea a furat odată cașcaval. Și cum mânca, veni corbul. Vai, surată, isteață cum nu e altă, de unde? Chiar din livadă? Îi dăm și mie doar un pic. Păi ce să zic, dacă vrei tu te să-ți iei, dar de grabă, că-i livada încărcată. Zise iute cea șireată, vrând să vadă dacă el tot prost era. Corbul a pornit pe dată, a dat roata la livadă, până în seară și ploua. Parcă cașcaval nu găsea. Era? Avem prezent aici un poet al orașului dumneavoastră și nu pot să nu-l omagiez de fiecare dată când îl văd, pentru că are o poezie atât de frumoasă pe care vă rog să o căutați în librării, că trebuie să fie, domnul doctor Craifăleanu. Iată-l aici de față. Și care spune într-unul din poemele pe care le port eu, din cele pe care le port eu cu mine, pentru că așa cum te duci la o expoziție de pictură și pleci în minte cu câte un tablou frumos, de fiecare dată când deschid o carte, încerc să îmi aleg de acolo ceva care să reprezinte scriitura poetului respectiv, a scriitorului respectiv. De la domnul Constantin Craifăleanu am ales aceasta. Cum începe? Sunt tânăr, doamnă. Îți spunea poetul acum aproape o jumătate de veac. Poetul acela, Mircea, fă de că lucrezi. El a scris, vezi tu, sunt tânăr, doamnă. Pe mine azi mă încearcă vag regretul, că aș vrea și eu să-ți spun, dar cum să fac? Vezi, eu sunt cam de același leat cu dânsul în vrem, în timp ce tu tot tânăr ai rămas. Și parcă mă încearcă râsul, plânsul, când mă privesc cu ochelari pe nas, iar ochelarii când îi scot, văd ceață. Atunci mai bine ochii îi închid și mă cuprind un dor nebun de viață și întreaga îmbătrânețe o desfid. De ce-ți voi spune, doamnă? Sunt bătrân. Dar sufletul, sufletul mă-mbie să te iubesc ca într-un poem păgân, că cel mi-i tânăr, doamnă, pe vecie. Să nu vă speriați foarte tare, dragi copii, veniți astăzi și vă mulțumesc pentru onoarea pe care o faceți poeziei române, nu mie, pentru că povestea aceasta cu iubirea nu se termină odată cu tinerețea voastră cea mai frumoasă. De-abia începe
și ea ține până dincolo de stele. Păstrați-o însă cu grijă. Oricât de mică vi s-ar părea că este și de neluat în seamă, păstrați-o întreagă. Și atunci veți fi și voi niște oameni întregi. Ultimele cărți pe care le-am scos la târgul de carte de acum este chiar aceasta, Adu-mi aminte să te uit, din care v-am citat una din unul din poeme, și Frunzele căzând se înălțau, și una complet insolită, de care am să vă cer îngăduința să vă citesc puțin, de epigrame, și am spus pentru că există. Epigrama nu este genul literar specific scriiturii mele. Și când toți poeții epigramiști care se ocupă cu acest lucru și, mă rog, au patalamale la mână bine fixate de oameni care știu cu ce se mănâncă epigrama, m-au tot întrebat, cum adică să scrie epigramă? Pentru că există. Și ziceam în prefață următoarele. În 1953, Edmund Hillary, primul escalator al Everestului, a întrebat de ce a făcut-o și el a răspuns, pentru că există. Acest grupaj de epigrame s-a ivit din curiozitatea care m-a îmboldit de a vedea ce este cam pe la 8848 de metri lumină, dincolo de învelișul cuvintelor de fiecare zi, prin care comunicăm cu și despre semenii noștri, mai cu seamă cu aceia care știu bine că Everestul există, deși poate nu vor fi simțit nici când dorința de a-l atinge, cât să urle, este. Cine a zis, aș vrea să-l pipăi și să urlu, este. Arghezi, bravo copii! A fugit de când se știe de greu. Slujitor la lene, el vrea patrie să-i fie numai locul ubi bene. Ubi bene, hop și eu. Una legată de anul 2019. Și o să-mi spuneți voi la ce se referă anume. Talpă a țării, n-ai fost niciodată atât de sus și atât de evident înnobilată ca în ziua înaltă când un oștean te-a pus pe un parlament. Din iarba etno, un vițel plecă într-o dimineață până la locul cu verdeață și muri nițel. Da, acestea sunt genul de poezie despre care un critic literar mare spunea că este un strănut literar. Nu există, ceea ce este de reținut este că într-o altă literatură a lumilor nu există epigrama, este numai a noastră, pentru că avem așa o țară tristă, plină de humor, încât trebuie totdeauna să îi mai dăm puțin peste nas tristeții ca să râdem totuși de ea. Aceasta ultima, nu ultima, care a mai fost prezentată la domniile voastre, astăzi ați râs, sunt culegeri de întâmplări în viața de fiecare zi de pe stradă și am să vă spun una. La Teatrul Național se decernau niște premii unor actori care trecuseră prin viață de mai multă vreme. Un domn de la Banca Națională, costum Armani, gușă, suficiență cât cuprinde plicul așa care trebuia să însoțească premiul, se adresează doamnei pe care urma să o premieze. Stimată doamnă, vă cunosc de când eram mititel de toți. La care doamna îi spune, aoleu, băiete, știam eu că banii n-aduc fericire, dar nici măcar un dram de minte.
Da. Și alta care îmi place să o spun și o repet pentru cei care sunt nou veniți aici, este gândul cu care am plecat de la o lansare de carte, că se spusese acolo, poezia va salva lumea, urâtul din lume, lumea deci. Și eu, obosită foarte, era seară târziu, aglomerați în autobuz, și autobuzul a înțepenit timp de vreo 4-5 stopuri în fața Ateneului. Acolo este un stop care ține foarte mult. Și îndrăznesc să-i spun șoferului, vă rog frumos, deschideți-mi, că eu chiar mă grăbesc și vreau să ajung acasă, pe jos. La stație, doamnă. Mă rog, să nu mai lungesc, după alte repetări, după fiecare dată la stop, se făcea verde tot, nu treceam, la stație și spun, zic, doamne, dar n-am plecat eu de la lansarea de carte cu ideea că poezia va salva lumea? Și atunci mă adresez șoferului plină de elan, domnule, te implor, deschide-mi ușa, tocmai trece pe trotuar iubirea vieții mele și mi-e teamă să n-o pierd din ochi. Pe trotuar trecea atunci un domn foarte bine dezvoltat, multilateral, cu burtă, cu gușă, cu mânca și semințe, arunca acolo. Emoționat foarte de amarea mea, șoferul se uită la mine, se uită și pe trotuar și spune, ăla, doamnă? Da. Du-te, domnule! Și îmi deschide ușa. Zic, uite, domnule, ce valoare a poeziei, pentru că plecasem cu câtă poezia salvează lumea și era primul vers din poezia aceasta, într-o zi va trece pe stradă iubirea vieții tale și trebuie să o ajungi și până să o ajungi, ea dispare, lumea o înghite, nu mai găsești. Și spune, domnule, îl pierd din ochi. Și mă opresc eu în fața cabinei lui să-i mulțumesc ceremonios pentru amabilitate. Lasă mulțumirile, doamna, aleargă, du-te că ăla dă colțul. Așa încât toate aceste flash-uri fac parte din asta. Când asta. De asta am zis, zic, astăzi ați râs, lucrez, mă rog, adun pentru un volum al doilea pe care vreau să-l intitulez și aici îl prezint prima dată. Chiar nu-i de râs. Vă mulțumesc de prezență!